Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu! Astăzi vă prezint 5 probleme din cauza cărora un scooter nu mai pornește. Bineînțeles, pot fi mai multe, dar am încercat să le selectez pe 5 cele mai frecvente. Dar înainte să trecem la treabă, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări și data viitoare când voi posta. Iar la finalul clipului, dacă v-a plăcut, să dați un like. Bun, să presupunem că ați fost cu scooterul la o plimbare și vi s-a oprit în mers. Sau ați ajuns acasă și a doua zi nu a mai pornit. Primul lucru pe care vi-l recomand să-l faceți este să demontați bujia. După cum puteți vedea, bujia are o culoare cărămizie, nu este udă, nu este murdară de ulei. Cam așa trebuie să arate o bujie care lucrează bine. Am spus că primul lucru pe care vi-l recomand este să demontați bujia, pentru că în funcție de cum arată aceasta, putem merge mai departe. De exemplu, dacă am insistat foarte mult să pornim scooterul, fie la pedală, fie la automat, și bujia este uscată, atunci este clar că avem o problemă de alimentare, fie carburator înfundat, așa că ne orientăm spre curățarea carburatorului. Sau dacă aceasta este udă, posibil să nu avem scânteie, sau dacă este foarte afumată, înseamnă că avem un amestec foarte bogat, s-a depus mizerie și va trebui curățată și, bineînțeles, pe urmă reglat carburatorul. O altă problemă mai poate fi la carburator. De obicei se înfundă jiglerele acestuia și trebuie curățat. Vă recomand să curățați și filtrul de aer. Apoi, dacă am montat totul la loc și scuterul tot nu pornește, verificăm scânteia la bujie. Introducem fișa pe bujie, punem undeva pentru a face masă și dăm la automat sau la pedală. Atunci când nu aveți scânteie, primul lucru pe care vi-l recomand să-l faceți este să înlocuiți bujia. Încercați cu o bujie nouă. Dacă problema persistă, trebuie să mergeți mai departe, pentru că pot fi mai multe cauze. Fie de la bobină, fie de la CDI sau de la stator sau senzorul de scânteie. Însă toate acestea se pot verifica doar cu ajutorul unui aparat de măsură, mai puțin CDI-ul. Dar se merge prin eliminare, iar dacă toate piesele care se pot verifica sunt bune, atunci rămâne doar CDI-ul. O altă problemă foarte frecvent întâlnită, mai ales la scuterele chinezești în patru timp, este la supape. În general, la acest tip de scutere se strâng în timp supapele și trebuie reglate. Va fi nevoie să demontați capacul de la magnetou, capacul acesta de plastic, capacul din față de la chiuloasă, se rotește motorul, se pune pe punct, iar cu ajutorul unei lere se reglează supapele la 0,05 mm. Problema aceasta cu supapele poate să apară doar la scuterele și la ATV-urile în patru timpi, iar la cele în doi timpi un rol asemănător îl are muzicuța. O altă problemă frecvent întâlnită este atunci când scuterul nu mai dă la automat. Și aceasta se împarte în două categorii. Odată puteți să dați la automat și să nu se audă nimic, sau când dați la automat se aude așa. Se aude un țăcănit. Când se aude acel țăcănit, înseamnă că butonul, releul și senzorul de la frână funcționează. Cel mai probabil problema este la electromotor sau chiar și bendixul poate fi blocat. Dar când nu se aude niciun țăcănit, absolut nimic, atunci poate fi defect releul de pornire, butonul de la automat sau senzorul de la frână. Dar senzorul de frână, dacă este defect, nu se mai aprinde nici stopul din spate. Și încă o problemă foarte
frecvent întâlnită, mai ales la scuterele cu motor mic, este set motorul. Mai exact, segmenții, aceștia se uzează și, bineînțeles, nu mai are compresie motorul și acesta nu va mai porni. Cauzele care duc la uzura segmenților pot fi mai multe, fie rodajul făcut necorespunzător, ulei de proastă calitate, calitate slabă a pieselor, iar la scuterele în doi timp, compresia mai poate să se piardă și pe la simringurile de la ambielaj. Dar în general, această problemă apare la scuterele care stau nepornite o perioadă îndelungată de timp. Bun, cam asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, iar până data viitoare, toate cele bune!